Arta este minciuna care ne permite să înțelegem adevărul. Nu am spus-o eu, a spus-o Picasso. Bună seara, dragi urmăritori, Hara Media și Urban Bacău. Ne aflăm în prima emisiune a acestui an și vreau să vă urez toate cele bune. De asemenea, în această emisiune am invitat o prietenă dragă. Este vorba despre Stoica Elena Cristina, pentru prieteni Selena, deci și pentru mine Selena. Este o doamnă dragă, de profesie economistă. Și pe lângă profesie, pe lângă profesie, Selena este plină de pasiune și de artă. Bună seara, Selena! Bine ai venit la emisiunea mea! Bună seara, draga mea Gabriela! Noi trebuie să recunoaștem că ne cunoaștem, suntem chiar bune prietene, deci n-ar fi o surpriză așa pentru noi să ne vedem față în față. La mulți ani vă spun tuturor prietenilor mei de pretutindeni, tuturor băcăoanilor, un an bun cu bucurii și Doamne ajută! Te-am invitat pentru a discuta despre arta din viața ta și despre viața din arta ta. Un joc de cuvinte. Da. La tine se artă în absolut totul. Da, după părerea mea, literatura și arta, luate separat așa pot fi... Ar putea suna ca două cuvinte simple, dar de fapt ele sunt un tot. Nu se poate literatură fără artă și arta fără literatură. Artă însemnând tot ce poate însemna, de la muzică, pictură, poezie, absolut tot. Cuvântul înseamnă poezie, cuvântul înseamnă culoare, pictura înseamnă poezie, până la urmă o poezie în culori, așa. Deci... Părerea mea că n-ar trebui demonstrat nimic. Pur și simplu, literatura fără artă nu există. Deci e un tot unitar. Da, eu te-am invitat pentru a face o trecere prin viața ta. Și așa, aș vrea să începem din copilărie. Cum au apărut aceste pasiuni în viața ta de copil? Cine te-a încurajat? Copilăria mea a fost una frumoasă. Nu știu, cred că ele au venit la pachet. Nu știu dacă a venit exact cum am spus, dacă s-a putut una fără cealaltă. Cântam cu sora mea la chitară, când eram mic, sora mea cânta la chitară, eu vreau și eu să cânt, dar neștiind ea să acordeze chitară, îmi spunea, nu cânta tu când dezacordezi chitară, și atunci eu n-am mai învățat să cânt la chitară. Am început să cântăm la chitară muzică folk, asta cântam în primul rând și chiar am și compus, avem și melodii, compoziții proprii, una chiar făcută de mine pe versurile George Bacovia Moină, cu care am ajuns la cântarea României, era locul întâi pe țară, pe județ chiar, deci chiar am cântat un pic așa, chiar și pe... Am fost invitată la un moment dat de Gilioniță, ne-a ascultat, regretatul Gilioniță, i-a plăcut de noi, care este din Bacău și am cântat undeva la Teatrul Bacovia, avea el un... Nu știu, cred că cabaret, nu mai știu exact cum se chema, eram liceenez, mulți ani de atunci, nu existau pe atunci telefoane să se poată filma sau ceva, dar știu că i-a plăcut cum am cântat și chiar am cântat alături și am fost foarte mândre. La un moment dat chiar am fost selectate și pentru serbările scânteii tineretului. Era Gheorghe Gheorghiu pe atunci, spectacol și... fratele lui Lucian Avramescu, regretatul, Dumnezeu să-l ierte, poetul Avramescu, poetul, da, așa, și ne-au selectat și pentru Sărbălii Scânteie Tineretului să cântăm, dar din păcate în acea zi la Teatru de Vară, care nu era închis pe atunci, a plouat și s-a anulat spectacolul. Asta e, se mai întâmplă și din asta. Vreau să revin puțin să te întreb, dintre cele trei capitole din viața ta care fac parte din artă, care ți este cel mai drag? Tu pictezi, scrii poezii și cânți. Unde te-ai opri mai mult? Nu știu, de multe ori mă regăsesc în pictură. Deci am așa o sete nebună de a picta. Deci sunt momente. Nu pot să pictez la comandă, cum spun unii. Fă-mi ceva, pictează-mi portretul sau nu știu ce. Nu. Eu nu pictez la comandă, cum nici poeziile nu le scriu la comandă. Sunt trăiri pe care le ai. Nu știu dacă e ceva să pun în balanță. Știi, cineva spunea cât timp îți ia să faci anumit lucru ce face parte dintr-o artă. Nu timpul în care execuți lucrarea respectivă este esențial, ci timpul să ajungi în starea de a crea. Îți trebuie o anumită stare. Deci eu ca să intru într-o anumită stare, cum și acum ar fi trebuit să intru așa într-o anumită stare... Deci eu pictez pe Chopin, una la mână, compun pe Chopin, chiar pictești pe muzică folk, dacă e o muzică foarte faină.
Deci nu poți să faci lucrurile la comandă. Exact cum se spune că într-o pânză există un spirit. Dacă spiritul a părăsit aceeași pânză, nu mai este nicio pictură, într-o nimic. Într-o poezie e o muză. Și nu? Într-o poezie e o muză, te inspiră orice, un cântec, o, nu știu, o iubire, o poveste a unui prieten. Da, este un spirit pe care îl așteptăm. Absolut, deci te inspiri din orice. N-ai cum să faci ceva dacă nu trăiești. N-ai cum, dacă n-ai o anumită trăire. Și nu există un timp pentru asta. Pur și simplu se întâmplă, într-un timp mai scurt sau mai lung. Depinde acum, ce faci. Acum, revenind din nou la copilăria ta, de unde ai moștenit talentul? Sau, mă rog, tu ai mai multe talente acum. Chiar vorbeam cu fiică mea așa, mă rog, niște discuții. Nu știu dacă, probabil că bunul Dumnezeu m-a hărăzit. În familia ca să zic. Ta, în afară în de sora mea, ta? În afară de sora mea, cu care am cântat muzică folk și mai cântăm din când în când așa, mai în privat, mai am o singură verișoară de pe tata care e plecată în America, care pictează și ea și mai scrie poezii. În rest, chiar nu știu, cred că sunt singura așa mai. Chiar vorbeam cu verișoara de mea de la București și îmi spunea, mă, sunt foarte mândră de tine, când dau seama că sunt contemporană cu tine, ești cea mai tare din familie. Asta așa ca să mai râdem puțin. Da, nu știu, sunt un om normal care fac ceva ce îmi place și atâta tot. Am trecut așa fugitiv prin arta ta. Acum vreau să te întreb cum este o zi normală din viața ta, o zi în care să spunem că nu ai spiritul ăsta de a crea activat, o zi... Normal, sunt un om normal care merge la un job, sunt un om normal care spală vase, care spală rufe, care gătește. Îmi place mult. Poate să... faci lucruri normale, dar nu ești un om normal. Normalitatea nu aduce nimic în plus, nu creezi făcând lucruri normale. Nu, eu mă consider un om normal până la urmă, nu mă consider... Da, nu știu, așa mă văd eu, alții mă văd poate mai mult decât atât. Nu, eu chiar mă consider un om normal care... face ceva frumos. Deci normalitatea și... ta e total diferită probabil de normalitatea mea e total diferită. Mulți îmi spun, mă, tu faci atâtea. Da, eu așa simt să le fac. Poate că mi se pare normal să le fac. Mă bucur că sunt apreciate de unii și de alții. Ce fac, fac cu pasiune și din suflet. Dar eu nu fac nimic fără suflet, că nici nu ți-ar ieși dacă n-ai pune suflet în ele. Da, îmi place să merg de multe ori în natură, să stau pe bancă pur și simplu eu și cu mine. Exact cum se spune, cea mai frumoasă călătorie e cu tine însăți de multe ori. Și atunci îmi încarc bateriile în natură, îmi place să privesc oamenii, să privesc copaci, îmi place să merg la munte, să iubesc răsăritul dimineața la mare, iubesc pădurea. Sunt lucruri normale pe care cred încrin că le-ar face oricine. Tu, pe lângă faptul că ești și soție, ești și mamă, ai o fică. Fata ta ce moștenește de la tine? Fata mea să știi că moștenește, a cântat și ea, chiar a cântat când eram mică, Doamne, mă împărțeam așa între, era 1-4 până între a 7-a, tot cântat, era la Palatul Copilor, am încercat să o dau așa, să o canalizez pe orice, să văd ce îi place, ea s-a oprit pe muzică, a cântat la Palatul Copilor, a cântat într-o tupă privată la un moment dat, până în clasa 7-a. Dintre a 7-a, între a 8-a, mă rog, s-a canalizat pe capacitate, nu a mai vrut să mai cânte. Mai cântă așa din când în când, pictează și ea și chiar pictează foarte frumos. Chiar este criticul meu de multe ori, chiar și în poezie și în pictură. Ea e sprijinul meu moral și chiar și un critic. Pe și care cred că este foarte obiectivă. Este foarte obiectivă. Ai cunoscut-o de altfel. Da, o știu un de copil altfel. Matur așa și... Chiar țin cont de părerea ei. Da, cred că mă moștenește. Moștenește un pic din maturitatea mea. Eu de mic copil, nu știu, m-am văzut așa mai matur. Și ea cred că este la fel. În afară de pasiunea asta pentru arta enumerată, ce pasiuni mai are Selena? Selena? Ce pasiuni mai are Selena? Îmi plac și... mi-am creat și rochii singură, dacă e să mă întrebi. Am făcut și aranjamente florale, de exemplu, am făcut nunta nepotului meu cel mare, a făcut două nunți, una la Bacău, una la Pitești. Pe cea de la Bacău am organizat eu tot aranjamentul floral. Înțeleg că pasiunea ta este arta, deci, cu amare. Da, deci pasiunile mele, da, gătesc, știi că gătesc, da. Ai fost la mine de Crăciun și chiar gătești excelent. De cât i-am făcut acolo și lumea n-ar spune că sunt și mare gospodină, dar chiar muncesc mult. Crede că un om deci poate face muncesc, așa ceva. Ai văzut cât am făcut, nu mă laud. Un om normal, cum zici las tu de altfel. Las pe să laude, eu nu pun pe Facebook da. Ce gătești, ce pun, ce fac, nu, dar chiar fac. Nu, adevărul că noi confundăm viața reală cu Facebook, aici este o problemă. Eu trăiesc în realitate. Facebook-ul e o modalitate prin care, adică unde chiar am cunoscut
oameni frumoși prin Facebook. Am inclusiv eu te-am cunoscut prin noi, Facebook. Da? Dar, păi, am blocat, că na, mulți confundă Facebook cu matrimonialele sau cu altceva. Dar, prostia e nemuritoare și infinită. Absolut. Eu m-am limitat la lucrurile frumoase, la oameni frumoși, la evenimente, la partea artistică mai mult, la ceea ce fac eu copiii mei la cămin, deci... Deci până la urmă Facebook, ca să facem să tragem o concluzie, mi te-a făcut prietenă adevărată, da, dintr-o da, prietenă da, virtuală virtual am devenit și chiar da, prietene exact, și am în cunoscut, lumea reală. Da, am devenit prietenă și în lumea reală cu mulți prieteni de pe Facebook, mulți prieteni virtuali din toată țara. Bine, ne-am chiar cunoscut tot prin intermediul artei, normal. Tot prin intermediul artei, exact. Și chiar oameni frumoși am cunoscut, oameni frumoși și urmează să mai cunoaștem. A venit pandemia asta și am mai stopat un pic. Da, acum aș vrea să vorbesc puțin despre debutul tău. Da. Cu care ai vrea să începem? Cu debutul în pictură, care a fost pe 13 august în Bacău. Știi și tu că ai participat și tu, a fost un vernisaj colectiv de pictură în august, într-adevăr, pe 13 august, un proiect conceput de George Tănase de la Moinești, da, și cu și sprijinul doamnei Doina Toade, unde chiar au participat pictori din toată țara. Chiar a ieșit ceva foarte frumos, unde fiecare a venit cu lucrările sale, o parte care au fost, mă rog, trecute așa printr-un filtru oarecum. Și chiar a fost debutul. A mai fost apoi următorul vernisaj în toamnă. Da, tocmai voiam să spun că a fost un lucru de bun augur și a mers mai departe. Exact, s-au legat prietenii între artiști din toată țara. A urmat după aia cel din toamnă, 25 noiembrie, unde s-au venit cu lucrări de toamnă și nu doar, adică eu zic cromatica băcăoană, ca să zic așa, în culori în orașul Bacovia. Și cred că mai urmează unul de iarnă, rămăsese stabilit. Rămâne de văzut un pic. Când o să avem informații în plus, o să le oferim spectatorilor, telespectatorilor noștri. Deci, debutul în pictură a fost în 2021, un an al pandemiei în care... Un an al pandemiei care eu nu pot să zic că la mine a fost pe minus, pot să zic că a fost pe plus pandemia asta pentru mine. Eu în pandemie mi-am scos primul volum de poezie. În 2020, exact, la sfârșitul lunii decembrie, când nu eram într-o perioadă foarte bună, nici eu, nici editoarea mea, poeta bistrițeană Laura Cârcu-Munteanu, pe care o salut pe această cale. Ea trece printr-o perioadă acum nu foarte grozavă, tocmai și-a pierdut tatăl. Suntem alături de ea, da, și eu o știu. Și sunt alături de ea, tatăl ei fiind un om de cultură, era și președintele editurii George Coșbu, care eu colaborez, și un mare scriitor. Eu sunt foarte mândră că am de la el literatura Dragoste de o viață a dânsului și chiar o am cu autograf și sunt foarte mândră de acest lucru. Din păcate s-a dus, Laura va moșteni, ei sunt o familie de scriitori, de oameni frumoși, de oameni ai literelor și ea va moșteni, va duce mai departe această moștenire frumoasă până la urmă, va duce editura mai departe. Antologiile de poezii în care a mai apărut sunt tot de ea, scoase tot în colaborare tot cu... Da, cred că mai bine le arătăm spre cameră. Tot cu editura George Coșbuc. Da, o să te rog să rămâi cu Libertatea de a fi, Libertatea de a iubi. O să te rog să citești o poezie, să citești Libertatea și celor care ne urmăresc. Eu știu că ție îți place, da. Da, am eu o poezie știu preferată. Știu că ție îți place Musafirul din Ramă, da. Mulțumesc că ai vrut să ții cont de părerea mea. Și am zis să citești ce-ți place ție. Mi te plimbi mereu prin gânduri, îngeri, forme și cuvinte. Eu te așez cu minte în ramă, cursul vieții înainte. Când pe nouri de zăpadă te așez tu, înger trist, te cuprind cu îmbrățișare și-ți șoptesc că eu exist. Nici distanța și nici timpul nu vă șterge din retină, tot ce îngerul îmi șoptește îmi arată în lumină. E o înțelegere tacită de iubire și destin, îngerul cuprins de sete traversează clandestin. Cum pe cer răsare luna, hoinărește ca o stea, mă pândește să înfure sufletul și dragostea. Are o aripă zdrobită de iubire și de dor și pătrund ușor în casă îl cuprinde al său amor. Simt cum sufletul apasă, mă trezește cu un sărut, încerc să îl iau în brațe, dar în vis a dispărut. Tulburată, dimineață, rouă, forme și cuvinte,
îl așez din nou în ramă, cursul vieții, înainte. Această carte este o carte de autor, da, și au urmat două antologii în care ești prezentă cu un număr de poezii. Da, în aceasta sunt poezii vreo 40 ceva din toată țara, într-adevăr. Unii debutanți. Antologia de poezie când a fost scoasă? Scoasă anul trecut, nu mai știu. Am uitat, acum 2 ani, anul trecut, la începutul anului trecut. Cred că la începutul anului trecut, antologia. Cred că în 2020 a apărut Litera Nordului, da, unde sunt poezi din toată țara și e făcută tocmai, e o muncă titanică la o antologie, lucrată tot de Laura Cârcu-Munteanu, poeta bistrițeană, prietena mea de acolo, care are și editura George Cojuc, pe care chiar vă recomand. Pentru că cei care vor să tipărească acolo vor apărea și în revista Litera Nordului, unde președinte era tatăl său, dar s-a dus. Sunt și eu redactor la această revistă, am apărut și eu într-un număr. Deci lumea din toată țara, nu știu, dacă vrea, prin antologie de fapt ce se întâmplă? Afli unul de altul. O carte când o scoți, o scoți, o trimiți peste tot, da. Așa ți-o cumpără cine vrea, cine poate. Dar într-o antologie sunt foarte mulți poeți. Ai șanse care sunt, mai mari da, să care să sunt debutanți, citit. Care sunt în Uniune acum, sunt veterani, ca să zic așa, în ale scrisului, poeți, scriitori consacrați, dar ai șansa să cunoști mai mulți oameni și până la urmă să afli și alții de tine. Și mi se pare un lucru formidabil. Se scot multe antologii, eu prefer să lucrez cu această editură, pentru că, v-am spus, sunt oameni care chiar știu ce fac, sunt poeți și scriitori aici și Laura se ocupă foarte bine de ceea ce face și atunci au ieșit, au apărut aceste două. Eu știu că Libertatea de a fi, Libertatea de a iubi nu a avut parte de o lansare oficială. Nu, nu a avut. Ai vreun proiect, vreun gând? Da, am un proiect. Eu aș fi vrut și îmi doresc să fac practic lansarea oficială, nu am să spun acum unde, sper să se concretizeze, să vin în spate și cu picturile mele, cu expoziția personală de pictură. Da, vrea să subliniez că ai adus în mod special căluțul care apare pe căluțul pe coperta cărții tale. Da, nu am adus foarte multe picturi. Acum am mai adus un tablou în spate, un căluț și căluțul într-adevăr care apare pe coperta cărții. Preferatul meu de altfel. Preferatul de altfel de acesta. Urmează să lucrez la al doilea volum, s-ar putea să-l scoți pe cel de-al doilea și atunci probabil că voi veni la lansare cu două volume, plus antologiile, plus excluția de pictură. Dar acum când o să fie, pentru că aștept totul să trecem de perioada asta urâtă, da, să spun așa. Și fiindcă toți sunt prietena ta, o să-ți dau posibilitatea să vezi cât de bună sunt, să alegi tu o poezie din antologie să ne citești. Da, din antologie, din... Aici nu m-am mai băgat. Aici nu te-ai mai băgat. Nu, exact. Te las pe tine. Am să citesc din Litera Nordului, voi alege Sanctuar, de exemplu. Astăzi plouă cu iubire, mâine cu singurătate. E o luptă existențială, viață și ambiguitate. Te trezești gândind la tine, la ghemul ce se deșiră, te privești din depărtare și o muză te inspiră. E o coală de hârtie, desenezi un sanctuar și te închin la lucruri sfinte, viața un abecedar. O oglindă în patru colțuri se împarte acum la trei, când un suflet prinde aripi și aleargă pe alei. Unu, doi, o zi, un an, oameni se perindă în ceață, unii sunt doar amintiri sau o lecție de viață. Pui coperta pe o carte și o iei ca pe povață, sprijă capul pe o pernă și îți iei o nouă față. Te visezi într-o lumină, icoane, miros de mir, unde dragostea se împarte între spin și trandafir. Asta e una din aici. Da, ai vorbit despre o posibilă și chiar îmi doresc să asist la lansarea cărților tale. Vreau să te întreb ce proiecte mai ai în viitor, care se pot spune normal. Că toți avem proiecte, dar de multe ori le păstrăm o perioadă pentru noi. Și e bine să nu-ți faci planul prea mare, că Dumnezeu ți le dă peste cap sau trebuie să le lăsăm să curgă. Atunci ceea ce nu poți mai spune. Îmi fac foarte multe planuri acum, pentru că mi-am făcut niște planuri și mi-au fost un pic date peste cap. În ultimul timp las lucrurile să curgă. Important este să ies cu lansarea, să-mi scot viitorul volum de poezii.
să fac lansarea cărților, să ies cu expoziția de pictură și vă mai vedea pe parcurs. Mai sunt câteva proiecte, dar le țin pentru mine și vedem ce va urma. Eu vreau să aflu din timp ce proiecte ai ca să pot să te sprijin. Bănuiesc că o să fiu informată. Tu vei fi informată, cu siguranță, fiind și prietena mea de altfel. Da, dacă tot vorbim de prietenie, voiam așa să facem o scurtă paranteză, să te întreb despre oamenii dragi din viața ta. Cei care te-au ajutat, cei care ți-au fost alături sau cei care ai fi dorit să-ți fie alături și nu ți-au fost? Da, ce să spun? În primul rând, cred că Dumnezeu îți aduce oameni în viață de care ai nevoie. Dumnezeu lucrează prin oameni. În primul rând, eu i-aș mulțumi lui Dumnezeu, i-aș mulțumi familiei mele, soțului meu care mă suportă eroic, așa cum sunt eu în toate escapadele mele culturale, așa. Copilului meu care este un sprijin moral și chiar mi-a fost alături tot timpul și m-a sprijinit la modul serios. Ți-am spus, e și criticul meu și așa. Sunt oameni care au venit în viața mea, chiar oameni frumoși, care, cum ar fi artistul Walter Iculescu. Da, chiar eu voiam la un moment dat să te întreb. Știu că el a compus niște melodii pe versurile tale. Da, el a compus niște melodii pe versurile mele. Îl salutăm. Într-adevăr, da, îl salutăm pe această cale. Da, mie mi se pare că este una din cele mai buni voci din muzica folk la ora actuală. Îmi place mie, nu știu, e opinia mea. Fiecare are dreptul să spună ce vrea. Da, el a compus câteva cântece pe versurile mele, de care chiar sunt mândră și onorată și am și eu cântat alături de el, apropo de muzică. Da, știu că am fost și la concerte și această oportunitate. Aplaudat. A fost unul din oameni care m-a lăsat să urc alături de el pe scenă și să cântăm împreună. Au mai fost și alții, am mai fost Nicu Nicușor la București, m-a chemat și am cântat alături de el în grădina urbană. Am cântat și în Grecia alături de Walter, la invitația Marianei Pachiș. Da, au fost oameni frumoși în viața mea. Cei de la Bacău, am cântat cu Neica, pe care știi, de la Bacău. Da, cumva ai anticipat gândurile mele, că eu mă gândeam să te întreb ce satisfacții îți aduce arta, pentru că știm că satisfacții financiare nu avem. Satisfacții financiare și tocmai ai enumerat aceste puțin, lucruri minunate. Da, eu îmi doream foarte mult, de exemplu, când eram mică să cânt, când iubeam Partajul, grupul Eco, Tatiana așa. Stepa și îmi doream foarte Magda mult să cânt Pușcaș. Cu ele. Tatiana a murit între timp, dar prima dată când a venit Magda Pușcaș la Bacău, am fost la ea la concert. Era cu Rare Suciu, undeva pe lângă Telecom, la un club. Eram cu soțul meu și cu fata mea. Am avut așa o stare, când a văzut-o, m-a bufnit plânsul de emoție, mi s-a părut ceva fenomenal. Și am cântat cu ea. Deci ceea ce mi-am dorit de mică, când eram eu copil și o adoram, am cântat cu ea, m-a chemat atunci pe ea, cu ea pe scenă și am cântat Copaci fără pădure, o bucățică cât era, dar am cântat. Am mai cântat după aia cu ea, s-a mai întâmplat când a fost scenacul aici la Bacău, ceva făcut de Andrei Păunescu, Tibioniță, da. Când tot așa am cântat pe scenă alături de Magda și chiar era Andrei Păunescu la chitară, știu că m-a văzut și Mircea Baniciu atunci și la un after party, că am fost noi atunci la un after party, erau mai mulți din celălalt, mi-a zis, mă, tu aia mică, tu ai mai cântat, ai o voce foarte faină, m-a distrat așa, eu aia mică, dar m-am bucurat că eram mică așa în ochii lui și... Și că m-a remarcat. Niște oameni extraordinar de frumoși. În after party vezi multe, dar sunt oameni faini, sunt oameni deschiși, sunt oameni naturali, dar ce e în culise rămâne doar în culise. Deci satisfacții ai avut nenumărate. Am avut satisfacții, da. Adică unele lucruri mie chiar mi s-au întâmplat. Eu mi-am dorit niște lucruri așa în viață. Nu știu, de mică poate am simțit că pot să fac mai mult. Și atunci ele au venit cumva. Prin oamenii pe care mi-a trimis Dumnezeu, așa, dintr-unul într-altul. Mai sunt cântece, mai sunt poezii, de exemplu, cântece scrise, mai sunt artiști care au compus pe poeziile mele, mai e Nichita Corneliu, Puiu de la Roman, care și el a compus iar două cântece foarte frumoase, mai e la Chirila de la Constanța, care încă nu l-a pus public, dar, apropo, pe Musafirul din Ramă a făcut o piesă muzicală. Poezia mea preferată. Da, mai e o prietenă foarte bună, Nancy Toader din Franța, care și ea a compus o melodie, mi-a trimis-o, o să o scoată cât de cât, Lecția uitării din volumul de poezii. Fiecare face cum simte. Eu nu cer nimănui să facă ceea ce nu simte, cum nici eu nu fac ceea ce nu simt.
Important e să faci ceea ce simți. Dacă îți place ceva, simți să faci ceva, faci. Un artist simte mai mult decât... Da, eu tot ce fac, fac de plăcere. Nu fac pentru a impresiona pe cineva sau... Pur și simplu fac asta, simt să fac și-mi place. Cred că arta nu are nicio legătură cu... Da, și eu la un moment dat chiar eram... Nu știu, eram destul de rezervat așa, dar la un moment dat fiică mi-a zis, mama, chiar și pe Facebook, eu îmi puneam postările pe prieteni doar. Îmi scriau alții în privat, doamnă, puneți-le pe public când vrem să distribuim mai departe, că ne plac poeziile, că ne regăsim în ele, că nu știu ce, că nu știu cum. Zic, ok, și am început să le pun. Chiar a fost o surpriză frumoasă odată când am primit un mesaj în privat de la o doamnă. Aveam într-adevăr o doamnă în listă care îmi distribuia tot timpul poeziile, nu o cunosc personal, sunt oameni care mi-au luat cărțile și care îmi citesc poeziile, nu-i cunosc, deci nu sunt subiectiv, chiar le plac. Așa, și mi-a scris odată o doamnă, zice, doamnă, știți că e ziua mamei mele și așa, ar dori foarte mult volumul dumneavoastră de poezii și nu știu cum să fac să ajungă la mine. Și atunci zic, bine, lăsați-mi adresa și l-am trimis prin curier, maică-sa a fost extrem, doamna a fost extrem de încântată și... Chiar am trimis așa bonus, o poezie din următorul volum scrisă de mână, așa, tabel de amănunte. Nu vă spun ce bucurie a avut acea doamnă. Astea sunt bucuriile, până la urmă. Când vezi că ceea ce faci ajung la sufletul cuiva, până la urmă asta contează. Da, și asta e satisfacția maximă. Asta e satisfacția maximă, satisfacția financiară vine de scurtă durată. Exact, exact. Adică am prieteni, v-am spus, nu i-am cunoscut personal, prieteni virtual de pe Facebook care îmi spun, de bea aștept al doilea volum, de bea aștept să ne vedem, să ne cunoaștem personal. Okay, o să te rog că ne apropiem de final, să trecem și la antologia de poezie Lirism în cromatica toamnei. Da. Tot la fel, o să fiu drăguță cu tine pentru că ești invitata mea și o să te rog să-ți alegi o poezie. Da, aici este și poezia Ochii toamnei pe care Valtor o cântă de altfel, dar am să citesc, ia să vedem. Alfabet. Suntem două cuvinte care nu-și găsesc sensul. Între rânduri pierdute, printre vânturi și ploi, când o literă zboară dintr-o ceașcă amară, căutându-și sintagma vieții înapoi. Se imprimă acid cuvintele în palmă, semințele sunt litere necunoscute între linii, în clocot dau stinghere minutele iubirii, în dreptul inimii răsar ciulinii. Cuvinte ce țipă, cuvinte ce dor, cuvinte ce-și varsă în strigăt viesparul, sunt iad fără foc, despicate de lună, cuvinte și nori ce varsă paharul. Mă îmbrac în cuvinte ce se nasc către ziua, respir praf de viață dimineața în zori, când flori de cuvinte astupă morminte, refac alfabetul ori de câte ori. Asta e așa ca o... Mulțumesc mult! Eu am găsit o poezie micuță pe net, recunosc că nu știu cui aparține, dar îmi permit... Bine, eu o pun în ghilimele, nu este a mea, să-ți o dedic ție. Poeții, niște infractori, încercând mereu să modifice codul penal al realității. Mulțumesc mult pentru că mi-ai acceptat invitația. Vreau să mulțumim și gazdei noastre, domnul Dorel, care ne-a găzduit în acest magazin superb. Frumos, da, superb. Și eu mulțumesc. Și, mulțumesc de invitație. Nu știu când a trecut timpul, dar văd că a trecut extrem de repede. A fost o companie plăcută. Ești o companie plăcută, așa că nici eu n-am simțit trecerea timpului. Vreau să mulțumesc celor care ne-au urmărit. Și să invit la o următoare emisiune săptămâna viitoare. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu de invitație! O seară plăcută! La revedere! Numai bine! La revedere!